Dragi copii, pământul se află în suferință. E din ce în ce mai slăbit, mai vlăguit, pentru că multe pericole îl amenință. Unele plante și animale sunt pe cale de dispariție sau chiar au dispărut. Pădurile sunt defrișate, apele din ce în ce mai poluate, stratul de ozon se subtează pe zi ce trece, mingea de foc aprinsând pământul. Praful, gunoaiele, plasticul, aruncat la întâmplare, provoacă multă suferință. E prea multă murdărie în jur. Omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpânul lumii și sănătatea lui depinde de mediul în care trăiește. Cum am putea exprima cel mai bine bucuriile pământului dacă nu întâlnindu-ne direct cu natura? Dacă aș fi nevoit să descriu natura, ți-aș spune că este o liră uriașă la care poetul cântă că este singurul ucigaș care nu este judecat. Astăzi mi-am propus să mă opresc puțin din fuga asta nebună și să stau de vorbă cu natura. Ne întâlnim foarte des și totuși mă ignorăm. Are aceeași voce blândă, același corp suav, aceiași ochi sclipitori ca pământul. Mi-am dat întâlnire în pădure, acolo unde copacii sunt într-o eternă ședință. Pierdută în amintiri și lecată în gânduri, m-a scufundat în adâncul ei și, în cele din urmă, obosită, m-am așezat pe niște ani. O privesc în ochi și văd cum toamna este o a doua primăvară. Și fiecare frunză este o floare. Mă întind pe iarba, a care mirochii de smărat mă acceptă timidă. Umbra arborilor încărcați cu păsări ce susțin cu busul lor amiaza mă oferă o mare de răcoare. Privesc apoi oceanul de albastru. Atâtea păsări se zboară din el, încât o primare a cerului va rămâne în curând, fără scuncel. Încet, încet, rasele de soare aurii dispar, permițându-l lunii să devină stăpâna peste cer. Un apus este ca o copilărie, sfârșit înainte de vreme. Pornesc chiar la drum, gândindu-mă să ocolesc pădurea și să o iau prin parc. În timp ce mergeam pe aleea acutată, am călcat din ea din țolă primioară. Perlă difană, prelinsă de ochii zorilor, iar natura s-a îngălbenit ușor la față. Fii mai atentă, te rog, îmi spune puțin deranjată. Ajuns în fața casei, ne luăm rămas bun și mă pierd ușor în noaptea neagră, învăluită de cele mai frumoase amintiri, care pornesc de la ideea că natura nu este un templu, ci un atelier în care omul trebuie să rămână un simplu muncitor. Așadar, ce e de făcut? Cum procedăm să ridăm pământul de demnitatea? O echipă de ecologiști s-au întâlnit, au dezbătut probleme cu care se confruntă Terra și au încercat să se găsească soluții. Poluarea Bartovina e în toată România și devine tot mai mare că o hrănim cu micul mare. La ora
de ecologie, așternem multe pe hârtie și dezbatem serios despre stil de viață sănătos. Promite-me, lăudăm pământul că protejăm, apa că n-o poluăm, mediul că n-o sănăm, dar fără să adicăm. Așadar, nu fiți uimiți când resurse risipiți și priviți cu nepăsare la natura care moare, dispărând încet, încet sub ochiul indiferent. Și cum procedăm, natura să o protejăm? Mai întâi să ne gândim, la ce să ne gândim, deci mai întâi să cercetăm cum de state să aflăm, luna să o încercăm, apoi să colaborăm. Împreună te muncim, noi colanți vostru și vă costa în activitate cu partea meritată, atmosfera protejată. De vom merge la cospor. Risipa alimentară este și o povară. Cumpărăm fără măsură ca să aruncăm pe urmă. Deși știm că în capital și totul este limitat. Care boală. Plasticul ca un turbat distruge și el, treptat, producându-i fără milă câte o gaură subtilă stratului nostru de ozon, gardianul protector. Mai regulat și un trei echilibrat? Dinamicii de Egon, echilibru stabil și pământul casa noastră va avea o nouă șansă. Cadeți experimentați cei mai desului luptători ai planetei protectori.